Previților, învierea Domnului Isus Hristos este cel mai important eveniment din istorie și este un eveniment incontestabil. Apostolul Pavel predica în Areopag și le-a spus atenienilor, citim în fapte capitolul 17, că a dat o dovadă de netăgăduit, incontestabilă, cu privire la identitatea, autoritatea Domnului Isus Hristos ca Fiul al Lui Dumnezeu, prin faptul că L-a înviat din morți. Iată de ce toate forțele întunericului, forțele ostile credinței. Forțele care se împotrivesc lui Dumnezeu au încercat din totdeauna să lovească la rădăcina creștinismului, negând învierea Domnului Isus Hristos, încercând să spună că de fapt l-au furat ucenicii, cum am citit în text. Au apărut tot felul de teorii că Isus nici n-ar fi venit în trup și că doar a fost o piesă de teatru organizată de Dumnezeu cu valoare simbolică. De fapt, el n-a suferit, a fost doar o prefăcătorie teatrală. Ca o paranteză, probabil din cauza asta foarte multe biserici transformă serviciile lor în piese de teatru în zilele noastre. Știți că au afirmat nu numai că Domnul Iisus Hristos n-a venit în trup, au afirmat că și dacă a venit în trup, în perioada în care a absentat de pe paginile scripturilor, la vârsta de 12 ani până la vârsta de 30 de ani, s-a dus undeva în India și a învățat adâncimile yoga, și că de fapt a fost doar leșinat, a avut capacitatea de resuscitare atunci când a intrat în mormântul rece. Câte și mai câte năstrujnicii. Credincioșii din Corint au fost așa de intimidați de toate aceste presiuni cu privire la actul de neînchipuit al învierii din morți, încât unii s-au resemnat și au spus, „Am dacă am viat sau n-am înviat, e altceva, noi ne ducem până la capăt credința că pare că e o credință bună, cu sau fără înviere. Și Apostolul Pavel, în capitolul 15, le spune, dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică. Noi suntem niște martori mincinoși. Păcatele noastre n-au fost iertate. Viitorul nostru veșnic nu este asigurat. Este o iluzie. Învierea din morțea Domnului Iisus Hristos este nuca de legătură A istoriei, a vieții, a credinței noastre, a nădejdei noastre. Totul se îndină și depinde de acest centru, adevăr central al credinței. Că Domnul Iisus Hristos a înviat și că Hristosul înviat nu mai moare. Aș vrea să mă rezum doar la trei lucruri care fac din învierea Domnului Isus Hristos un adevăr incontestabil. În primul rând, mormântul, mormântul Domnului Isus Hristos, care este gol, numai până și locația mormântului este contestată, cu cei care vor vizita împreună cu noi Israelul și printre altele mormântul Domnului în luna septembrie, dacă va fi cu voia Domnului și vom fi sănătoși în viață. Prezentarea dovezilor că acolo este mormântul Domnului și aceasta mi se pare incontestabilă este. Legată de foarte multe descrieri în Cuvântul lui Dumnezeu a chinurilor Domnului, a locului în care a fost răstignit, proximitatea locului unde a fost răstignit cu grădina mormântului, toate lucrurile acestea demonstrează că mormântul este acolo unde merg să viziteze evanghelicii dar până și în vremea domnului Isus Hristos oamenii care n-au dorit învierea domnului și care au încercat să conteste învierea domnului au trebuit să recunoască faptul că mormântul este gol. Iată de ce au venit cu explicația că ucenicii au venit noaptea pe când garda romană dormea și au furat trupul domnului Isus Hristos. În primul rând, este de neconceput ca o gardă romană, o pază cu mai mulți soldați, să adormă în post. Eu am făcut armata și vreau să vă spun că în România n-aveam ce apăra când eram în gardă. N-aveam nici de cine apăra, nici ce apăra. Eu am făcut armata la munci, de, doar dacă ar fi venit cineva să fure târnăcoape și lopeți sau să ne fure paturile de sub noi. Altceva nu era în unitatea aia. Dar e bune să facem de gard. Și eram câte 4, 5, 6 care în diferite posturi, nici nu era unitatea prea mare, dacă ei mai tare te auzea la din capătul celălalt, și toate că eram români, nu eram romani. Aveam atât minte în cap să nu dormim toți odată. Să nu vină cumva ofițerul, să ne prindă, ne bage pe toți la arest. Trei dormeau, doi nu păzeau, țineau de șase. Ne păzeau pe noi care dormeam. Și dacă cumva venea vreo inspecție, ceea ce am stat un an și aproape jumătate în armată, nici măcar o inspecție n-am avut, dar n-am îndrăznit să dormim toți odată. E vă dați seama, niște soldați ca romanii să doarmă toți odată, de parcă cineva ar fi otrăvit. Și culmea, domnule, au avut cameră de luat vederi, că în timp ce dormeau, ei știu și cine a venit să fure trupul Domnului Isus Hristos. Ama, să mă iertați, dați-mi-l pe ăla care doarme cel mai ușor, ca o pană, dacă doarme. Ia. Băi, când dorm, dormi. Dacă era foarte ușor la dormit, când au venit ucenicii, se trezea și dădea alarmă. Iar dacă au dormit de n-au simțit, cu toate că au trebuit să rostogolească piatra, acum, nu știu dumneavoastră, dar o piatră de aia grea când o rostogolește, aia face gălăgie, aia bubuie pământul sub ea. Dar au dormit adânc, n-au dormit ușor. s-au dus, au revizuit caseta cu înregistrarea și au zis, aaa, ucenicii au venit și au furat trupul Domnului Iisus Hristos. Noastră observați, e un fel de insultă la inteligență. Însă la momentul respectiv n-au avut o explicație mai bună a faptului că mormântul era gol am eu o explicație mai bună. Hristos a înviat. Lăudat să fie Domnul. de e mormântul gol. Am așteptat dacă ar fi venit și l-au furat. Și ar fi părât cineva, băi, am văzut un grup de oameni cărând un trup afară din cimitir. Ce să facă cu el? Că și spanioli atunci când i-au dat afară pe arabi și au bătut și cidul lor, marele cavaler murise, l-au legat, l-au proptit în bețe, l-au pus călare pe cal și s-au dus la luptă împotriva sarazinilor. Și i-a speriat, au luat-o la fugă, dar a putut să o facă o singură dată. Au putut să-l ducă la toate războaiele de atunci înainte. Ce să facă cu trupul lui? Să-l ascundă pentru totdeauna? Să facă declarații cu privire la învierea lui? Frașe și surori, ucenicii au făcut exact ceea ce dicta interesul lor la momentul respectiv. Ucenicii au făcut ce am fi făcut oricare dintre noi, când ne-am trezit cu visurile năruite, cu speranțele înșelate, când ne-am trezit în confuzie, când n-am mai știut ce să credem, știți ce au făcut? S-au ascuns și au încuiat ușa după ei. singurele care au avut curaj să mai meargă la mormânt au fost femeile. În cazul ăsta, femeile au fost mai curajoase decât bărbații. Dar s-au dus acolo în speranța că un trup mort o să le dea cineva piatra la o parte și măcar să lungă, pentru că s-au grăbit și n-au apucat să lungă. Nu era necesar pentru că trupul domnului Isus Hristos fusese uns pentru înmormântare, un atunci când femeia păcătoasă a venit și a spars vasul cu mir ales și a uns trupul domnului Isus Hristos în mod profetic. Mormântul gol este o dovadă incontestabilă a faptului că el nu e acolo, pentru că am viat și pentru că este viu în vecii vecilor. În al doilea rând, martorii. Sunt personaje istorice despre care am învățat la școală, despre care avem mai puține mărturii cu privire la existența lor și cu privire la fapt lor decât în ce îl privește pe Domnul Isus Hristos. Pentru o persoană care a trăit în antichitate, viața, lucrarea, moartea și învierea Domnului Isus Hristos, potrivit criteriilor, regulilor și protocoalelor. De acceptare a unui fapt istoric. Asta nu spunem noi. Spun istoricii, spun arheologii, spun cercetătorii izvoarelor istorice. Toată această magazie de informații cu privire la viața, lucrarea, moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Este mult mai bine documentată decât multe dintre evenimentele care se raportează astăzi la știri. Biblia spune că l-au văzut femeile. Biblia spune că l-au văzut ucenicii. Biblia spune că s-a arătat la peste 500 de frați adunați la un loc mintă-se ăștia unul pe altul. Și Pavel spune, marele prigonitor al bisericii, marele dușman al învierii, marele contestatar al credinței noastre, dintr-o dată devine martor al învierii, al faptului că Iisus Hristos este viu, pentru că l-a văzut. Pentru că i s-a revelat, pentru că i s-a descoperit. Și de atunci și până acum, într-un fel sau altul, Domnul Isus Hristos s-a descoperit, s-a arătat și s-a revelat la milioane și milioane de oameni care au propovăduit un Hristos viu pentru că s-au întâlnit cu El pentru că a intrat în inima lor și pentru că ceea ce este în inima ta nimeni nu poate să mure. <laughs> Mi-aduc aminte de bunica mea, femeie în vârstă și simplă, fără multă școală, a crescut familia în timpul celui de-al doilea război mondial, trecut prin foamete, și la un moment dat, între nepoți, au fost doi mai deștepți care au încercat să o zgândere un pic cu privire la credință. S-au trezit să spună, da, bunică, uite aici scrie așa și aici scrie așa, zice, unde e adevărat și unde nu e, zice, mamă, zice, amândouă sunt adevărate, amândouă sunt adevărate. Toată Scriptura este adevărată, nu poți să crezi ceva și să contești altceva. Știți care este șocul oamenilor de știință și istoricilor? Toate personajele biblice pe care le-au contestat, toate evenimentele istorice pe care le-au contestat pentru că nu aveau izvoare, pentru că nu aveau documentație. Pe parcurs, arheologia, numismatica, adică știința Monedelor, prin toate izvoarele posibile, au fost declarate autentice. Să persoana Domnului Isus Hristos și învierea Lui sunt incontestabile pentru că martorii contemporani și apoi martorii prin revelație sunt mai mulți decât în dreptul oricărei persoane istorice din Antichitate. Și în fine, în al treilea rând, manifestările învierii Domnului Isus Hristos. Prima manifestare a învierii Domnului Isus Hristos este că pe străzile cetății Ierusalim au fost văzuți sfinți din vechime în viață. Știți că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a coborât în locuința morților, acolo unde erau patriarhii, acolo unde erau proroci, acolo unde erau sfinții din vechime, Dumnezeu a desfăcut porțile închisorilor și a dus în prezența lui Dumnezeu. Este prima mare eliberare a învierii Domnului Iisus Hristos. Și pe traiectoria lor, în prezența Domnului, au pășit pe străzile cetății Ierusalim și au fost văzuți și recunoscuți de oameni. Caracteristicile lor au fost așa de clare încât oamenii și-au dat seama cu cine au de-a face. În al doilea rând, atitudinea martorilor, a ucenicilor s-a schimbat. Din oameni încuiați, fricoși, înspăimântați, terorizați. Nu numai că s-au dus în mijlocul poporului și au depus mărturie odată ce au fost umpluți de puterea Duhului Sfânt, dar au devenit martiri. Dragii mei, oamenii ăștia n-au devenit martiri pentru o ideologie, să nu confundăm adevărul cu ideologia. Ideologia sunt idei, este o sumă de idei omenești cu privire la cum ar trebui să fie lucrurile. Comunismul este o ideologie, capitalismul este o ideologie. Ei pentru aceste ideologii au fost oameni care au mers până la sacrificiu ca să pună mâna pe putere cu niște scopuri. Ucenicii n-au murit pentru o ideologie. Ucenicii au murit pentru adevăr. Un adevăr așa de incontestabil încât nimeni nu i-a putut contrazice și să-i poată convinge. Și de atunci până astăzi s-a înmulțit numărul martirilor care credeți că este secolul cu cei mai mulți martiri creștini din istorie? Care este? Primele trei secole? Secolul 20! Secolul 20! Cei mai mulți martori creștini martirizați, a căror credință n-a putut fi clintită, au murit pentru un Hristos viu, Clar demonstrat în viața lor și prin botezul cu Duhul Sfânt. Și dacă Dumnezeu ne mai dă câteva zile, eu nu cred că secolul XXI se va termina în forma istorică în care noi trăim acum. Eu cred că în secolul acesta, mai, degrabă mai de, de vreme decât târziu, va începe domnia de o mie de ani. Dar atâția anișori cât vor mai fi până atunci, vreau să vă spun că secolul 21 va fi cel mai îmbătat secol de sânge de martiri de la începutul istoriei creștinismului până astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sub altarul lui Dumnezeu stau acești martori care cer răzbunare pentru sângele lor. Sunt martorii din primele secole. Martorii sacrificați. Pe altarul Inchiziției. Martorii sacrificați în țări păgâne, în America de Sud, în Africa, în Asia, în țările arabe și, în curând, în toate țările. Și atunci, când acești martori și-au ridicat glasurile spre Dumnezeu, spune Biblia că li s-a dat o haină albă și le s-a cerut să mai aștepte până se va împlini numărul tovarășilor lor, care vor fi sacrificați la fel ca ei. Toți acești oameni n-au murit pentru o ideologie, n-au murit ca să pună mâna pe putere, n-au murit pentru niște avantaje, că după ce ai murit, S-a terminat cu toate avantajele. Au murit pentru adevărul incontestabil că Isus Hristos este viu în vecii vecilor. Și pentru că Isus Hristos este viu în vecii vecilor. O altă manifestare, și cea cu care aș vrea să rămânem în această dimineață, este că Dumnezeu își însoțește Evanghelia cu semne și minuni. Scopul minunilor, scopul supranaturalului nu este pentru ca noi să ne lăudăm. Nu e ca să ne afirme pe noi. Scopul tuturor minunilor, scopul tuturor vindecărilor. Scopul supranaturalului, semnele credinței care vor însoți pe cei ce vor crede, este ca să afirme învierea Domnului Isus Hristos. Ori de câte ori vă chemăm în față și vă spunem veniți să fiți vindecați. Credem în puterea vindecării. Credem și în puterea învierii, dacă Dumnezeu vrea să facă așa ceva. dar nu pentru că să ne fie nouă mai bine în o zi, încă două sau încă nouă. Pentru că Apostolul Pavel spunea, dacă ar fi să aleg mai degrabă, aș dori să merg acasă la Domnul, să fiu totdeauna cu El. Știți de ce cerem minunile acestea? În primul rând să ne dea Dumnezeu sănătate în trup, să-L putem sluji și să-I putem face lucrarea? Și în al doilea rând, ca să proclamăm că avem un Dumnezeu viu și adevărat, care a biruit moartea, care a biruit puterea păcatului de a îmbolnăvi și de a omorâ. Și ori de câte ori Dumnezeu face asemenea lucrări, este proclamată din nou și din nou învierea Domnului Iisus. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să-L slăvim și să-L binecuvântăm pe Hristos, Cel înviat. Ne rugăm cu toții!